SRMS arată îngrijorat de faptul că, pe lângă criza pandemică, cetățenii Republicii Moldova vor fi nevoiți să îndure și o criză economică, dar și socială. Și aceasta deoarece Sandu refuză să desemneze un guvern funcțional, susținut de o majoritate parlamentară, și insistă pe alegeri anticipate. Socialiștii mai trag atenția asupra faptului că politica pe care o promovează Maia Sandu duce la izolarea externă a țării și la blocarea finanțării venite de peste hotare. Stoparea de către România a ajutorului financiar de 100 de milioane de euro din cauza că Moldova nu este în stare de atâtea luni să aibă un guvern funcțional este doar un prim pas spre dezastru. Tot din această cauză, banii nu vor veni de la FMI și nici din alte părți. Maia Sandu a izolat complet țara pe plan extern, nu mai vin nici măcar câți bani veneau înainte. Vedem cu toții, încă o dată, cum arată marea schimbare. PSRM face apel repetat către Maia Sandu și PAS să numească de urgență premierul desemnat de majoritatea parlamentară, astfel încât să avem un guvern funcțional care să poată gestiona criza.